Irobiso. Iacoliș pasă pentru Giobello, care preia foarte bine și face 2-0. 2-0 pentru FC Argeș, minutul 86. Aici lucrurile sunt clare, nu mai poate face nimic Petrolul. Toată drama se mută la Târgoviște, acolo unde mai sunt 5 minute din timpul regulamentar. Este în continuare Hindia, FC Voluntar 2-2. Încă o dată faza, pasa lui Garita, Iacoliș, o pasă excelentă, a apărut Giobello de undeva din spatele lui Țicu și a făcut 2-0. Primul gol al internaționalului din Martinica. Tineret a fost internațional francez. Jucător crescut la Academia lui Marseille. Încă o dată trecerea lui Giobello prin fața lui Țicu.